Ok, haideți să vedem unde am rămas. După ultimul stream, YouTube face figuri și nu prea. Încă nu l-a publicat online, încă așteptăm. Deci suntem pe locul 3, 600 de puncte în spate, 300 de puncte, 200 de puncte în față. Tom a încheiat două războaie, de fapt, cu Varstambul și cu Transilvania, destul de păguboase pentru noi. Nu ne-a descurcat deloc bine. Stock exchange-ul. Cum stăm? Stăm bine. Nu avem niciun fel de problemă. Hai să dăm drumul și la joc, să nu stăm degeaba. Mai avem 14 ani. Poate terminăm în seara asta. Cu stream-ul acesta. Full speed ahead. Smart Minds, am bonus la Infantry. Ce se întâmplă? Epidemic, we must fight the problem, sau... Yeah, fight the problem. Ce task-uri mai avem pe aici? Commando Actions. Command Arms. Da. Problema e că o să mă coste o grămadă de bani pe care nu îi am. Ia să vedem altceva ce mai putem face. Robot Technology. E, hai să le facem pe astea mici. Mai avem datorii? Avem o grămadă de datorii. Ecological happening, yes, yes, indeed. More ecological. Oh, shit. Minus 15%, da, hai. Ok. Social stratification. Fai de capul meu. Raise taxes. There's a free market. Nu vreau să fac asta. Influence elections. Let democracy work. Aici am căzut pe locul 4. Aoleu, ce-au crescut ăștia, incredibil. Aș putea să-i atac din nou. Ok, hai că încercăm. Ce vreau să fac? Accept changes, nu avem ce să facem aici. Nu mai pot să-i atac decât imediat. În curând o să pot să-i atac. Minus 20% taxes income. Ok, poate nu mai atac pe nimeni în condițiile astea. Până nu-și revine marketul. Prison riots, overhaul this. Ok, și a revenit și economia. Îi ajutăm. De ce să nu-i ajutăm?
Încă puțin se întâmplă Rocket Technology, Diplomatic Missions. Ok, never mind. Ce task-uri mai avem aici? Commandos. Ăștia cu banii sigur nu o să fac niciodată. Take them down and send the special forces. Ăsta de design, n-am nevoie de el. Ok, totalitarism. Să fac un proiect acum. Increase market earnings 2. Ok, asta o să-l fac și combined arms. Hai să-l facem pe ăsta. Mă mai împrumut de 3 milioane. Și așa acum pe final nu prea mai contează datoria, nu e așa? Auleu, 7 milioane minus 32%. Cred că am exagerat totuși un pic. De puncte. Jesus Christ, ce au crescut ăștia, incredibil. Cred că e momentul să-i atac, nu? Da, haide să-i atac totuși. Ok, new bishop. Ok. Am un proiect de făcut și un task în minus, dar întâi vreau să-i atac pe ăștia. Nationally improve un project. Health research program. Nu, era aici la militarii, era la militarii niște lucruri de făcut. Army morale loss, dă-i. Sper să ce se întâmplă aici? Nuclear weapon test.
Slam them for testing nukes sau say nothing, act casual. I don't want to anger them. Incredibil. Să le distrug aircrafturile prima dată, asta e clar. O să termine și asta până apuc și eu din nou să le declar război. Oh, Jesus Christ. Ce se întâmplă aici? Robots in the workplace sau... In the future, we must embrace it. Minus 0.32 unemployment sunt foarte safe vis-a-vis de o chestie care o să-mi aducă unemployment. Bada bum, bada bim. Ce mai nevoie? Advanced Optics. Pe o grămadă de bani, din păcate. Ok, hai să mergem pe aici. Yeah, commence investigation.
Ce se întâmplă aici? 81 relations, nu înțeleg. Deci prima dată o să vreau să le distrugem avioanele. Da. După ce scăpăm de avioane, putem să atacăm liniștiți cu restul. Sau le dăm și Armor Strike Destruction. Armor Destruction, da. Dăm și așa. Leave him alone.
Take airfields or capture roads. Take capture roads. Ah, nu m-am uitat câte zile trebuia pregătit asta. Am fost idiot. O să fac un proiect. Ah, chiar 25 de zile. Mai împrumutat un pic, nu prea contează. Is over. Ok, 100%. Ok. Trebuie să facem propose peace. Nu political, acquire provinces, Transylvania. Și îi dăm send offer. E, și uite așa am reîntregit. Nu știu ce am reîntregit, dar am reîntregit țara. Ce avem aici? Și High Warmonger, High Warmonger. Ok, nicio problemă. Hai să o lăsăm așa deocamdată. Interest rates, great idea sau yeah, great idea. Company nationalization. No such socialist, let it sink. Ah, trebuie să aleg aia altă pentru că vrem să păstrez banii. Da, e ok.
Și acum să ne ducem și peste ăștia, să vedem ce au ăștia. Ah, n-au așa multe. Death of a leader, send a delegation. Da, send a delegation. Aș putea să-i distrug și pe ăștia, sincer să zic. Promote economic freedom. Yes. Și peste ăștia aș putea să merg. Și peste bulgari. Și peste Slavia. Serios? Chiar aș putea să merg peste ăștia? Ok. Leaders double. Yes, let's start looking. Ce proiect mai putem face noi acum? Ok, military. Uite, asta e destul de ok să-l facem. Și putea să-i atac pe ăștia foarte ușor. Și să obțin niște puncte pe seama lor. Ia să fac eu asta de... Dar prima dată vreau să salvez. Și acum hai să-i căpăcim. În 3 o să le distrug foarte frumos toate aircrafturile și apoi mă bag pe armor.
Oh-oh. Ne-a dat cu atomica în cap? Bă, da. Ne-au cam dat cu atomica în cap. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă nimic. Din fericire, ne-au omorât doar oameni, fără... fără trupe. Avansăm un pic să vedem ce se întâmplă aici. Nu încă, mai stăm un pic. Le mai distrugem. Până îi lăsăm de tot fără armure. Armor Destruction în continuare. Acum putem face un proiect de asta frumos. Infantry Attack vs. Aircraft. Cyber Warfare. Hai să o facem pe asta. Încă puțin. Și-a adus... și-a adus unități, 5, mai exact. Ah, ce-am făcut? Aha, își aduce unități, nu mai am ce să-i fac. Ar trebui să-l... ar trebui să-l atac, să primesc puncte. Ca să mai încerc să văd ce mai face. Poate pur și simplu se oprește la un moment dat. Mai are 4.
Encircled. Our infantry in the south are trapped. The enemy. Okay. What a tragedy. Oh, shit. Ok, nicio problemă, încă avem destule. Hai și ultima acum. Aoleu, și-a adus 3 avioane. Hopa hop. Stai puțin că pot și eu să cumpăr avioane, nicio problemă. Șase avioane. Ok, pauză. Trebuie să punem mai multe țări în stock exchange. Hai să punem Suedia. Ok, trebuie să facem și un proiect. Acum putem da drumul la război. Ce avioane mai are băiatul ăsta? Incompetent general, he's not... Ok... fuck, nu vreau army modifier în minus, mai ales acum.
100 de zile, Jesus Christ. Nu. Iar mi-a dat cu... Iar mi-a dat cu nucleara în față. Ok. Hai să luăm și puncte acum. Passive demonstrations, Le mai omorâm și din armor, că au prea multe și nu mai pot să fac bonusuri.
Shit. Spy Network reports show opportunity to misdirect some risk. Da, minus 5%. Yeah, of course. Simt că războiul ăsta se duce de prea mult timp. Hail the heroes, yes. Respond aggressively. Hai cu războiul. Este, mă. White peace sau propose peace in Pose. Destroy Slavia's block, sau reduce the army, sau take province.
12 zile. Până atunci, hai să facem niște proiecte. Cred că putem să-l facem pe ăsta, dacă nu mă înșel. Da. Poate să refuze, nu înțeleg. Nu. Okay. Ce se întâmplă aici? War crime. Ce ai făcut, mă? Se întâmplă toate astea deodată așa. Foarte suspect.
Ok. Asta înseamnă că pot în sfârșit să... A, nu. Trebuie să fac Advanced Optics. Ce-o problemă? Oh my God. No way. Asta pentru că vreau eu să obțin 100%, deși n-ar trebui.
Gata, frățicule, lăsați-mă în pace cu... războaiele astea. Că deja... nu mai vreau. Unde este ăla? Or lăsez. First aid modules. Ok, Advent Optics se researchează acum. E, uite, așa am ajuns pe 2. Cu războaiele, da. E nasol pe partea de losses. Stealth după aia. Oh, shit, trebuie să îi atac, ca altfel mi-o iau, nu? Era să fac aceeași greșeală. Ce-am făcut? Ce se întâmplă? A, trebuie să-i și distrug. A, oaileu. Am înțeles. Trebuie să-i fi atacat de mult. Asta e. Am pierdut 100 de puncte. Partea bună e că mai avem doar 3 ani în jocul ăsta. Care deja mă stoarce de vlagă. Două mii de puncte diferență. Ce, 3200 chiar. O să pot să recupereze niciodată.
Ok. Avem blocul nostru. Stealth, asta vreau să-l fac, da. Nu se întâmplă mai nimic. Mai nimic din ce văd. Continuare am heavy war losses. Aia nu e așa mult. Este în continuare pe locul 2. Border crisis. Ciudat cum am supraviețuit două bombe atomice. Totally realistic game is totally realistic. Reduce my war losses, yes. Lucrez la asta.
O să termine și task-ul ăsta imediat. Să vedem ce să mai primim. Pare că nu mai primim nimic. O mie de zile n-am fost atent deloc. Opa, se termină jocul imediat și eu n-am văzut. Tax unacceptable. Robotic healthcare. Dar aia să vedem că mai e puțin și cred că se termină. Și noi nu mai avem nicio șansă să câștigăm. Dar nici să pierdem locul 2. Ia să vedem, poate n-am ținut data bine, corect, minte. Ba da, am ținut minte perfect și am pierdut. Everything is lost, all the humanity. E, asta e, ce să-i faci? Totuși, România pe locul 2 în lume după 100 de ani, cred că este destul de un achievement în sine. Ia uite, ce aveam cea mai mare armată. Dacă aș fi putut să... Dacă îmi dădeam seama mai devreme de chestia asta, o ce-am treabă. Până la urmă, conflictul armat e... E soluția să câștigi jocul ăsta. Ok. S-a terminat și seria asta. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat. Sper că v-a plăcut. Și sper să vă întoarceți și la alte serii pe care o să le încep pe canal. Până atunci vă mulțumesc, la revedere!